Locuințele din cele 4 blocuri sociale din Petrila vor fi repartizate, bineînțeles, doar în momentul în care lucrările vor fi finalizate. Până una alta, în lipsa banilor, lucrările trenează. Nu vă pot da o dată certă la care vor fi repartizate aceste blocuri, deoarece depindem de finanțarea de la bugetul de stat. Rămâne de văzut care va fi suma alocată pentru anul 2013, dacă suma va fi suficientă pentru finalizarea acestora. În momentul în care lucrările la cele 4 blocuri vor fi încheiate, aici vor exista 64 de unități locative, respectiv garsoniere și apartamente cu câte 2 camere. În prezent, gradul de finalizare a lucrărilor este de aproape 65%.